Eu sunt jurist de profesie, sunt specializat în achiziții publice, contencios administrativ și fonduri europene. Am o carieră de peste 7 ani în fonduri europene. Am lucrat în proiecte cu valoare de peste 250 de milioane de euro în diverse domenii. Dar ca să nu vorbesc prea mult despre mine, cred că astăzi cel mai important trebuie să vorbim despre lista USR Plus, lista Alianței 2020, despre opțiunea pe care o oferim noi, pentru că este o opțiune și sunt sigur că este o opțiune viabilă, în special din două motive pe care le-au spus și colegii mei mai devreme, dar vreau să le subliniez. Lista noastră aduce în primul rând competență, de la cap la coadă, și în al doilea rând integritate. Sunt cele două caracteristici care, în opinia noastră, au lipsit cu desăvârșire până acum reprezentanților noștri din Parlamentul European și care sunt o condiție sine qua non pentru a merge mai departe. Vedem o Europa cu multe provocări, atât interne cât și externe, o Românie despre care cred că nu mai are rost să spun că am trecut de nivelul de provocări, ci suntem într-o criză profundă. Vedem atacul la statul de drept care este frontal, este din toate direcțiile și vine inclusiv din partea reprezentanților noștri în Parlamentul European. Și aș vrea să vă rog să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim cum ar fi fost ca la votul pentru candidatura Laurei Codruța Kövesi și din Comisia LIBE să fie avut mai mulți reprezentanți din România care să fi votat cum trebuie, corect, în funcție de votul acelei comisii de specialiști independenți care au desemnat-o pe doamna Kövesi și pe locul 1 și nu niște reprezentanți care să ne facă de rușine lipind voturile între ele precum un samsar la târg, pentru că, din păcate, pe cât de dură este această comparație, pe atât este de adevărată. Cred că acea fotografie este bună de explicat care este calitatea reprezentanților noștri. Noi venim fix în antiteză cu acești oameni. Repet, avem integritate și competență, niște calități care ne vor permite să negociem lucruri bune pentru România, dar în special în aceste vremuri care vor urma. Va fi un Parlament European dominat de două idei. Un curent pro-european și un curent anti-european. Curentul anti-european fiind în principal reprezentat de forțele iliberale populiste, care din păcate prind din ce în ce mai multă forță în Europa. Și atunci, cine mai bine să lupte pentru valorile europene pe care ni le dorim cu toții, decât niște oameni ca noi? Unii dintre noi ne-am dovedit experiența în a lupta pentru statul de drept și pentru democrație împotriva corupției. Atenție, corupția este lucru care se regăsește printre toți cei populiști, printre toți politicienii iliberali, cum îi numim noi acum. Cine mai bine decât noi să mergem acolo, să luptăm împotriva lor cu arme legale, bineînțeles. Eu îmi propun în Parlamentul European, în primul și în primul rând, un regulament european anticorupție. Și dacă această discuție la începutul campaniei noastre interne a USR pentru locurile pe lista europarlamentară era una mai mult abstractă, în contextul discuției procurorului european, la ora Crăduța Kövesi și sperăm noi să fie, lucrurile nu mai sunt atât de abstracte. Și vedem că pe lângă nevoia și pe care o resimțim din ce în ce mai mult, noi în țări precum România, dar și Ungaria, și Polonia și din ce în ce mai mult și Italia de acțiuni efective împotriva corupției, un regulament anticorupție ar putea fi una dintre armele, repet, juridice și legale cu care procurorul european să lucreze mai mult decât ce are acum.